Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod și un prim episod pe serverul GZTX Minecraft România Ro, da, am zis bine? Încep să intre lumea. Serverul lui Trex, o să-l aveți canalul lui și serverul în descriere. Acest server are roleplay, factions, survival și prison. Este descris de ceva, nu foarte mult. Roleplay, vezi, dacă dau pe el, îmi zice că nu merge, că e collection trolling. Deci nu merge, fiindcă aseară sau astă dimineață l-a deschis și probabil mai lucrează la el ceva. Deci de aia. Deci nu o să mergem acolo, o să mergem la factions, o să le iau în ordine. Mergem pur și simplu și dați kit starter, parcă. Dați kit început și buildă acesta care l-am eu, mai că 20 de bucăți pentru că eu am mâncat când mi-era fame. Sau nu văd, dar nu știu. Hai să mergem la info. Sunt destul de mult și mă enervează. O să dezactivez chat-ul pentru că mă cam enervează. Așa. Aici este info-ul. Aici sunt gradele. Stați. Deci, intrați aici pe server și dacă vreți, puteți să vi le luați. Moderator, 20 de euro, legend, slayer, și bloody. Bloody-ul cred că e cel mai bun. Să nu cred, frate, eficiență. Eficiență, cât e mă, 6, am ranking 10 și fortune 6. Steel touch, eficiență 6 și am ranking 10. Sunt destul de bune. 10 gold Bloody Apple. Deci asta e cel mai bun. Puteți să le vedeți, dar nu puteți să le luați. Înainte a fost un bug. Mă rog, când s-a deschis serverul, puteți să le luați. Pur și simplu, veneați, le luați așa. Bun, le puneți în inventar și aveți. Asta o să numește grad, dar numai că nu-i cumpărat. Bă, eu zic de ăsta, de VIP. Cred că e cel mai bun, pentru că are toate astea și e destul de ieftin, frate. 10 euro. Și pe prizme e și mai ieftin. Da, hai să mergem la altceva. La păcănele. Da, ca să vă faceți o facțiune, dați full create. Și asta e că am dezactivat chat-ul, vedeți? Aveți nevoie de chat până la urmă. Și faction tag, pur și simplu. Și mergeți încolo și dați full claim unde vreți să îl aveți. Aici este portalul spre Nether pentru ca să nu vă mai faceți voi talea și să vă intre în portal și să vă nu știu ce. Mai bine nu mă mai faceți și veniți direct la spawn. Vă căutați pe acolo. Shop-ul. Hai să mergem la shop. Aici vă cumpărați tot ce aveți nevoie, mâncare, ce mai e, lemn, tot ce aveți nevoie. Uite, hai să vă arăt ceva bun. Asta nu puteți să o vindeți, nici nu cred că se poate căpta. Da, mă rog. Așa, uitați bufin, yay! Cam așa, cred că ești, da, cam așa asta e la faction. Eu nu sunt, mamă, așa, mamă, nu îmi place mult sau așa. Nu prea îmi place mie faction-ul. Nici nu am mâncat, vai. Am mâncat, gata. Nu știu de ce. Așa, și acum o să mergem către lobby. Băi, serverul e destul de șmecher, zic eu. Să pun pauză și să bag parola. Revin. Am revenit, mi-am băgat parola. Și hai să mergem, am fost la așa, hai să mergem la survival. La survival, pur și simplu, când intrați, dați kit început. Acesta este kitul de început. Și uitați că sunt și mă enervează că îmi jură. Hai să dau, să-i activez iar chat-ul. Așa, dacă intrați în apa asta, vă dă către lobby. Pur și simplu, ce scrie și acolo. Hai să mergem către aici, către aici. Și aici este jail-ul. Deci dacă faceți, nu știu ce, dacă înjurați și dacă e vreun operator, moderator,
De exemplu, dacă este Trex pe server, vă dea Jay sau nu știu ce, dacă faceți. Mă rog. Așa, mergem în partea cealaltă. Da, canalul, v-am spus, serverul și canalul Trex în descriere. Aici sunt gradele. VIP 5 euro, asta vedeți cum ce chitare. VIP Plus, Hero, Legend, Hunter, Jujuk, Shower și Survivor. Eu v-aș recomanda VIP, pentru că eu zic că e destul de bun eficiență, 2, frame breaking, 3 și Fortune 1. VIP Sport e destul de bun. Zic eu și ieșit ieftin. Eu nu o să-mi iau un kit, dacă vreți să vă luați, n-am nimic împotrivă. Ăsta, ce este acesta? Crafting-ul ăsta. Ăsta este backpack. Să vă arăt, să vă spun ce e faza cu backpack-ul. Vă dă odaia, dacă faceți acest crafting, vă dă acela. Și, da, de exemplu, dacă voi aveți inventarul full și aveți nevoie de tot, și aveți ăla, pur și simplu le luați și v-a rămas ceva pe jos important sau din craft din ăla cufăr, le băgați acolo și aveți, nu știu, încă vreo două rânduri în plus, cam așa. Deci e un fel de craft ăsta, cufăr portabil. Puteți să-l luați după voi. Așa, mă bucur și eu ca mai multe FPS și când filmez. Așa, ai sunt păcălelele, hai să luăm de aici și să... Bă, n-am luat omul, n-am bani, nu cred. Hai să vă explic cum e. Dați click data pe ăsta, vă dă un gold ingot și dați click data pe ăsta și îi se calculează aia. Dacă sunt o lopată de gold, o lopată de gold, o lopată de gold, ați câștigat nu știu ce chestie. Pur și simplu, nu e mare scopală. Și cred că am văzut totul pe aici. Vă duceți către încolo, nu știu, să vă faceți voi casa. Pe acest server o să mă joc și eu survival și roleplay, mai ales că îmi place. După cum am văzut cu videoclipurile de Trex, este tare. Și shop, am uitat să vă arăt. Shop-ul unde vă luați mâncare, de toate. Tot ce găsiți pe aici, puteți să și vindeți unele. Da, cred că toate puteți să le vindeți. Pe partea asta cred că să cumperi și asta să vinzi. Da, cam așa. Bui, sell. Da, e bine. O să mă joc și eu pe survival și prison și roleplay. Faction-ul nu-mi place. Am fost și la Faction? Nu, da, am fost. Și hai să mergem către lobby. Te simtați în apă, pur și simplu. Și vă dăm. Eu o să pun pauză pentru că se bag parola. Gata, mi-am băgat parola. Haideți să mergem la prison. Ultima categorie. Haideți să mergem... să vă explic, de fapt. Pur și simplu, când intrați pe server, o să vă dea fără nimic în inventar. Și dați kit început. Kit starter, de fapt. Acum e tăiat pentru că eu mi l-am mai luat. Dar nu știu câte ori se dă ea, să vedem. Da. La 4, 5 ore, cam așa, în jur de 5 ore. Și când intrați pe server, ori puteți să vă duceți la, ce vă recomand, vă duceți la mină și vă faceți rang cât mai mare, eu am ala bea. Și sunt două modalități cum să veniți la mină. Ori dați click data pe mina, ori dați warp A și vă teleportează, pur și simplu. Haideți să vă arăt și ce e pe acolo. Sunt astea energy chest-uri, vă puneți aici. Haideți să mergem de exemplu la mina lemn. Asta se numește mina lemn. Și le spargeți așa. Vedeți? Și vă luați materiale pentru construcție. Pentru că puteți să vă construiți. O să vă arăt și cum. Aici minați. Așa, zic eu că e destul de tare, nu că nu minați. Așa, minați, vă faceți și dați sell, pur și simplu, tot așa, sell. Și mi-am luat bani, vedeți?
acum haide să mănânc ceva că nu mai am hunger. Și haide la spawn. Spawn. Bă, n-a scris bine. Spawn. Gata, a scris bine. Haide să mergem la shop. Shopping City. Aici vă luați Golden Apple, tot ce vreți, tot ce aveți nevoie, de fapt. Deci shop este încă în lucru de ceva timp, GGTX, clanul Trix, sau cum zic eu el. Și de aici vă cumpărați mâncare, pur și simplu. Eu zic că asta e cea mai bună mâncare, adică în față de pâine, e mai bun. A făcut, am mai pus, dar nu am mai continuat, mi-a pus prețurile. Da, haide să... hai la casino. Ia, am chat-ul? Da, le-am. Casino. Hai să cumpărăm și noi asta. Și vă dau un iron ingot coin. Și hai să mergem la care, la care, la care. Hai la asta. Tot la unde am cumpărat. Poate câștigăm și noi ceva. Ca să câștigați, stai că am uitat să vă spun. Ca să câștigați, să aveți numai lopată de lemn sau numai topor de lemn sau numai disc de la coroșu. Și e destul de greu. Aveți toate alea. Haideți să mergem. Unde să mergem, oare? A, da. Ca să vă duceți la plotul vostru ca și pe creativ, dați lemn. Și... You are not in a... nu stai. Plot to... S-ați comentat cum era. Create. Ce mă, pă? Nu mai știu. Cum era, mă? Plot... Mă, nu mai știu, stai, o să-mi aduc aminte. Plot to... Nu, pe hâparcă? Nu. A, pe auto. Auto, mă lasă aminteți. Auto. Și o să vă dea la acel plot. Și ca să vă, de exemplu, dacă sunteți la mine și vreți să vă duceți acasă, să vă costeți ceva. Dați P, pauză, H, ove, sau P, H, pur și simplu. Și vă dă acasă. Eu mi-am construit și-o pații ceva. Pații și-a. Și, hai să vă arăt. N-am terminat-o. Eu zic că mi-a ieșit. Că dacă are veranda să mai ciudată aici. Da, soarta. Prima oară și eu dacă e praf, da, ieși. Zic eu. Da, și cam așa cred că am terminat cu toate astea. Cam astea sunt secțiunile de pe server. O să joc și eu pe toate, în afară de Factions, pentru că nu-mi place. Și da. Am să... vă las ăsta canalul lui Trex și asta și cum se numește, mă, că am uitat, doamne, ui, mereu ceva, serverul în descriere și să intrați, să vă jucați. Mie îmi place serverul, e destul de tare, am muncit la el și e unul de ce mie îmi place, așa ca youtuber, destul de treabă. Am uitat să vă spun ceva la roleplay. Mie când intram, dădeam yes că mi instaleze textura, pentru că este o textură specifică. Îmi dădea crash. Dacă vă dă, scrieți în comentariul la, lui Trex și el a zis că o să facă un videoclip pentru a rezolva asta, ca să puteți să intrați pe server. Deci, eu zic că e destul de tare serverul. Dacă vreți să intrați, intrați. Și cam așa vreau și cu acest videoclip. Nu uitați de like, subscribe și share dacă vreți. Eu vreau așa să fiu și eu mai mare un pic. Am dat peste avea 3 abonați. Da. Și ne vedem data viitoare. Pa!